un prieten cu antene. Sanda! A venit Dănuț! Vocea bunicii se aude până în fundul grădinii, acolo unde îi fac tigruței o coroniță de flori. De fapt, cred că se aude în tot satul, căci la capitolul voce, bunica este campioană. Aș putea jura că a și pornit alarma câtorva mașini. Dar nu stau să verific pentru că vestea pe care mi-o dă e foarte bună. Așteptam cu nerăbdare vizita aceasta. Dănuț, e colegul meu de bancă și cel mai bun prieten. E de treabă pentru un băiat, doar că are o mare problemă. E extraterestru. Da, da, cred că o mare parte din viața lui nu o trăiește pe planeta asta. Știu că pare greu de crezut, dar pot da câteva exemple care să convingă pe oricine. Dănuți e uneori aerian, cu capul în nori sau visător în ore. Nimic neobișnuit, pentru că toți pățim așa. Unii mai mult, alții mai puțin, iar alții tot timpul. Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat chiar la ora de matematică. Mă străduiam să rezolv o problemă cu mere și prune ca să primesc un punct roșu drept recompensă. Brusc m-am trezit printre norii pufoși, lângă un unicorn mov cu stele multicolore în jurul meu. Am uitat de mere, de prune și de recompense. Am încălecat pe unicorn și am început galopul printre nori. Ce faci, Alexandra? Visezi? Întrebarea învățătoarei a spart balonul cu aer cald cu care zburasem în nori și am căzut brusc înapoi pe pământ. Nu visam. Mă gândeam la problemă. De fapt, am rezolvat-o. Răspunsul e trei, spun eu, cu gândul la cei trei unicorni mov pe care tocmai îi pierdusem. O trei ce? insistă doamna învățătoare. O, trei prune sunt în măr. Râsul celorlalți îmi aprinde obrajii. Chiar și doamna învățătoare își ascunde cu greu zâmbetul. Mă uit la dănuț căutând sprijin. El nu râde. Doare prietenul meu? Sau fi și el pe altă planetă? Cel mai suspect însă mi s-a părut în excursie. La un moment dat, autocarul nostru a trecut pe lângă câteva văcuțe dolofane care pășteau liniștite pe câmp. Alexandra, uite, hipopotami! a exclamat Dănuț. M-am întors spre el, râzând ca de o glumă bună și am văzut că, de fapt, nu glumise. El chiar credea că pe pășune pasc hipopotami. Dănuț, ai nevoie de ochelari? Alea sunt vaci, au ieșit la păscut. Cum să fie vaci? M-a întrebat el, convins că avea dreptate. Vacile sunt mov, așa ca pe ambalajul de la ciocolată. Am văzut și la televizor. Adică tu nu ai văzut niciodată o vacă în realitate? Dănuț a dat din cap că nu, nu văzuse. În clipa aceea mi s-a părut că îi văd antenele verzi de marțian ieșind de sub șapcă. Șocant! Am hotărât atunci că trebuie să-l transform într-un pământean adevărat și nu puteam să fac asta decât la bunici la țară. Așa se face că acum Dănuț e aici. Nu-l lasă să se dezmeticească prea bine, căl și trag de mână afară să-i arăt toate minunățile din curtea bunicilor. Uh, cred că i-ai făcut capul calendar!" râde bunica seara la cină, când îl vede pe dănuț frânt de oboseală. A doua zi, dis de dimineață, prietenul meu mai descopere câte ceva lucruri pe care încă nu le știa. 1. Cel mai periculos animal din curte e cocoșul. 2. Uneori chiar și prietenii cei mai buni o dau în bară. 3. E bine să te gândești de două ori înainte să duci câinele la păscut." Totul s-a petrecut cam așa. După o noapte în care am dormit buștean, mă trezește o hrămălaie îngrozitoare. Părea că în curtea bunicilor a pornit războiul. Sar din pat, curioasă, ce a provocat atâta agitație. În graba mare, mă împiedic de un preș și cad grămadă pe podea. Mă ridic rapid, căci trebuie să aflu cât mai curând ce se întâmplă. Nu mă înșelase auzul. Într-adevăr, în curte se ducea o adevărată luptă. Victima nevinovată era Dănuț, care fusese atacat, fără motiv și vără, fără, -un avertisment, de nebunaticul Cocoș. Zbuf! Poc! Bum! În jurul lor, cearta de găini făcea galerie într-o cotcodăceală asurzitoare. Dănuț își acoperise capul cu mâinile, încercând să se apere de ciocul ascuțit al cocoșului. Degeaba! la picioare pornise un alt atac al gâns, gâscanului, care să se de zor, zor, și îl trăgea de pantaloni. Lângă ei, curcanul își înfoiase penele și își rotunjise coada, anunțând astfel că e gata să intre și el în luptă. Scena e atât de caragioasă încât, în loc să-i sar în ajutor, încep să râd, ținându-mă cu mâinile de burtă. Cot, codaaa! Râzi ca prost un târg, în loc să le ajuți pe bietul copil, îmi strigă bunica. Înarmată cu o mătură și ajutată de grivei, se repede să pună capăt atacului. Când pacea s-a instalat din nou și dușmanii au fost reduși la tăcere, bunica se uită la mine lung cu o privire care spune. Halal, prietenă, așa te-am învățat eu. Îl ia ușurel pe dănuț de după umeri și îl duce în casă să-i dea o cană cu apă rece ca să-i treacă sperietura. Lea, curbăbești, mor mai printe dinții. Cine poate crede că sperietura trece cu o cană de apă? Ce să-i fac dacă e papă lapte? Deși nu vreau să recunosc, mă simt puțin vinovată că nu am sărit în ajutorul musafirului meu. Îmi închipui că e și el supărat pe mine, la fel ca bunica. Cu siguranță o farfurie de cireșe proaspete o să-l facă să uite și de sperietură și de supărare, îi spun eu tigruței. O iau cu mine și mergem în grădină, unde crengile cireșului sunt încărcate de fructe coapte. Dănuță-și revine repede din sperietură. Parcă îi vine și lui să râdă acum de toată întâmplarea. Îi trece prin minte că ar trebui să-i mulțumească într-un fel lui grivei pentru ajutor. Ce zici, Grivei?" Ce ți-ar plăcea e cel mai mult?" Hmm, cred că știu. Am să te scot la păscut. Sunt sigur că nu ai mai ieșit de mult timp din curte." Fără să stea prea mult pe gânduri, îi pune lesa și iese cu el pe dealul din spatele casei, unde e iarba mai verde și mai frumoasă. Plimbarea îi face mare plăcere lui Grivei, dar nu înțelege de ce s-a oprit pe pășune. Nu e nimic interesant aici." se uită la Dănuț cu o privire care parcă ar spune. sper că nu te aștept să încep să pasc. Ci se pare cumva că sunt vacă? Sau mai rău, oai? Aruncă-mi un băț ceva. Am nevoie de acțiune. Chiar în clipa aceea, vocea bunicii sparge liniștea din jur. Cuțu, cuțu! Vivei! Unde ești, băiatule? Câinele latră de două ori scurt, apoi o ia la fugă spre casă luat pene pregătite, dănuți cade pe burtă, dar extraterestru cum e, nu se gândește să dea drumul lesei. În două minute este livrat de grivei la domiciliu, după ce mătură jumătate din praful de pe drum și face cunoștință cu toate pietrele întâlnite în cale. Hei, campionule, îi spun eu întinzându-i coșul cu cireșe coapte, știi că ești rapid, cred că ai bătut toate recordurile de viteză. Arăți ca un adevărat învingător! Oh, să vezi ce rapid sunt la bătaia cu cireșe, răspunde el și într-o clipă mă trezesc cu un adevărat bombardament. O nouă luptă pe cale să înceapă. Mă repet la coșul cu cireșe să-mi iau și eu muniție. Opriți-vă cu coșilor, intervine bunica. Cireșele astea sunt prea bune să vă bateți voi cu ele. Dacă vreți bătaie, ia uitați-vă, Covorul vă așteaptă! Izbucnim amândoi în râs, batem palma ca doi buni prieteni, apoi mergem să ne răzbunăm pe covor, care n-a făcut săracul niciun rău nimănui.